gazul liber pe alea Romică, pentru că în urma deciziei Consiliului Local de a fi schimbat din funcția de director, fiind prezentat raportul de audit al echipei de la Primăria Alexandria, am fost nevoit, că legea mă obligă, să-i fac și plângere penală. Asta se întâmpla în anul 2012, dacă nu mă înșel, după 5 luni de deținerea funcției de director al societății Termaserv. Chiar am dat și dispoziția acum să încercăm să reconstituim cum a ajuns în angajat al societății Terma. Sincer, nu prin mine. Sunt convins că nu a stat la masă cu Dragnea și au băut și au mâncat, cum a zis. Și nu el l-a adus, că dacă l-a ducea, trebuie să aducă prin mine, prin primar. Dar chiar sunt curios să vedem cum a ajuns să fie jurist, cum a ajuns director, a propus Consiliul de Administrație. A fost o alegere extrem de proastă, de neinspirată, dar nu-l cunoșteam pe acest om. În 5 sau 6 luni de deținerea mandatului, urmarea raportului echipei de audit, cred că sunt vreo 5 sau 6 infracțiuni sau fapte care s-ar putea încadra ca și infracțiuni. Unele chiar, nu știu, dacă am putea să ne distrăm, am spune că sunt amuzante, deși n-are nimic comic în ele. Bani plătiți la o firmă care de fapt ea nu exista, sunt vreo 390 de milioane acolo, de lei vechi, de bine lei vechi. Cumpără mașină pe numele lui, o înmatriculează, o repară, o face să fie funcțională pe banii societății. Un alt subiect care, iarăși, de neînțeles, adică nu este o inginerie, o șmecherie financiară. Este, din punctul meu de vedere, o mare prostie, cred că până la urmă. Soția lui cu soția fostului director, Constantinescu, înființează o firmă, deși avea o administrare cu punctele termice, închiriază această clădire la firma soției, după care o subînchiriază lui Termaserv, dacă puteți să înțelegeți un asemenea mecanism, adică te doare capul să gândești. În momentul în care a fost suspendat, a făcut ceva cu premeditare în opinia mea și a echipei de audit și a Consiliului Local. Repet, toate astea au fost discutate într-o ședință de Consiliul Local atunci când s-a luat decizia destituirii lui. A falsificat, a extras din contractul de management pe care l-a avut semnat de către reprezentanții AGA numiți de Consiliul Local în adunarea generală a societății Termaserv, a sustras pagine din mijloc, le-a înlocuit cu niște condiții absurde, neîntâlnite, care încalcă flagrant legea, e vorba de ordonanță de urgență, privind drepturi pe care ar fi trebuit să le primească în cazul în care este destituit și, atenție, în cazul în care societatea dă faliment. Asta consta în echivalentul 100.000 de euro, 40 de salarii compensatorii, plus 100.000 de ron. Adică încă un miliard. El a falsificat și sunt depozițiile reprezentanților AGA. Ba mai mult, ca să vedeți că totuși nu este un tip așa de precaut, a uitat că exemplarul original s-a apărut la resurse umane, sub cheie și sub semnătură. S-a dus și a înregistrat la oficiul Registrului Comerțului decât exemplarul lui. Repet, uitând că cel în original are semnătura pe fiecare pagină din partea reprezentanților AGA. Nu știu ce s-a întâmplat, nu este în dreptul meu să urgentez sau să pot să urgentez. Sunt convins că parchetul de pe lângă judecătoria Alexandria instrumentează cazul. Asta v-am spus-o pentru că la un moment dat în emisiunea lui am văzut că încerca să-și negocieze ceva, adică banii mei, banii cuveniți mie. Eu fac legătura cum bănuiesc că se referă la acești bani. Mai mult de atât, pentru că tupeul probabil că nu are limite, ne dăm judecată în Consiliul Local,
deși contractul de management a fost încheiat ilegal cu Termaster, trebuia să fie încheiat cu Consiliul Local, dar ne dăm judecată pe noi ca să fie recuperați acești bani. Vă dați seama, rezultatul a fost categoric nu. Încearcă o altă formă de judecată, pierde la faza județeană și ne aflăm la Curtea de Apel. Trebuie stabilită data procesului. Așa că ce pot să spun despre un individ care, de fapt asta a patra sau a cincea, mi se pare extrem de periculos, că e premeditat, adică falsifici și încă un amărunt de pe doare capul. Tocmai vânduseră niște certificate verzi, erau în contul societății 6 miliarde de lei vechi, schimbă contabilul șef pentru că trebuia să schimbe, nu? Pune contabilul șef pe cine? Pe șoferul lui. Ca să semneze dispoziția, asta după etapa în care pusese, începuseră verificările echipei de audit, în dorința lui probabil de a-și lua acea sumă de bani, de care nu știam nici noi, noroc că ne-a putea să mă trezești cu 6 de miliarde de lei vechi în cont la o societate care nu stă foarte bine, finanțele ne-au anunțat, sigur atunci am blocat conturile și am reușit să stopăm această... Ce să vă spun? Acum, legat de o emisiune, am constatat că fiecare din cei doi actori de acolo se întreceau una care ar fi denunțătorul cel mai șmecher și cel mai puternic. Până la urmă, eu n-am înțeles, îi cunosc pe amândoi mai bine pe Teodor Mițulescu. N-am înțeles și a vrut domnul Mițulescu, pastele noi le știm și noi aici în Telorman le știm de vreo 10 ani. Probabil că pot să intuiesc sau pot să gândesc să încerce o repoziționare în Partidul Democrat, care de altfel l-a și repudiat, așa cum a făcut-o și PSD-ul, așa cum a făcut-o și PC-ul. Cred că asta a fost intenția lui și probabil vreo presiune asupra primarilor în ideea că, vezi, doamne, dacă ajunge pe cai mare. În rest, iarăși, nu știu care e cel mai apropiat de DNA, că la un moment dat, din discuția lui Părbălea, dacă mi-aduc bine aminte, și sta cu procurorii, cel puțin așa spunea, mai aveau puțin și cred că mergeau împreună și la restaurant. Vorbeau parcă pe nume. Mă rog, ce putem să spunem decât că pe fond cred că au vrut să-l denigreze pe Liviu Dragnea ca fiind doamna ai județului și care, vezi, domnule, noi știm ce se întâmplă acolo, dar nu pentru noi care îi cunoaștem și pe ei și îl știm și pe Liviu Dragnea, pe fiecare cu bune și cu rele. Cred că a fost mai mult pentru membrii de partid din alte zone. Dorim probabil să fie sub acel scor de 50% ca să nu, nu știu, pot să intuiesc sau pot să-mi dau cu părerea. Două emisiuni care au adus prejudiciu județului nostru, asta este părerea mea. Dacă acești oameni sunt reprezentativi pentru județ și ei au crezut că în felul ăsta locuitorii județelor vor fi mândri cu ei sau, mă rog, le vor mulțumi pentru prestație, pentru gândurile lor bune, n-am înțeles. N-am înțeles pe Teodor Mițulescu pe un subiect pe care l-a atins în cadrul emisiunii privind blocarea bugetelor și banii alocații din greșeală către turnul Măgurele. Eu vă pot demonstra, la vremea respectivă v-am prezentat dumneavoastră motivele pentru care au blocat bugetele, au fost altele. Și vi le reamintesc, sper să nu greșesc ordinea. Prima dată ne-a blocat bugetul pentru că n-am respectat o procedură de aprobare în Consiliul Local, eronată, drept pentru care instanța de fond a emis ordonanță prezidențială de deblocare a bugetului. A doua oară l-a blocat cu un motiv că ar fi fost incompatibil Florea Voicilă la votarea bugetului. Iarăși instanța a hotărât că nu sunt motive temeinice și a deblocat bugetul și la a treia, deși subiectul cu turnul Măgurele era mult mai vechi, că vezi, doamne, am fi deturnat fondul. A treia oară
cu toții ne aducem aminte că la vremea respectivă au fost încercări din partea subprefectului, doamna Diaconu, Vicky Diaconu, de deblocarea situației pe fond acest tupeu sau nesimțire sau nici nu știu, poate că este ceva pe la cerebel pe acolo. De a arunca pe mine primar, că vezi, doamne, eu n-am vrut să deblochez bugetele, de parcă eu aveam un interes să mă pun rău cu dascălii sau cu salariații din primărie. Fără logică, incoerent, din păcate, iată că pot ajunge și oameni care, nu știu, este greu de calificat. Ce au făcut ei, din punctul meu de vedere? Probabil că sunt și oameni care, din afara județului, care vor crede. Deși a fost comic, haideți să fim serioși, sunteți oameni vechi în presă. A fost comic, spre sfârșit, dacă vă aduceți aminte, și cu Năstase sta la masă, și cu Iliescu, cu Pozmân, că prieten la cataramă, adică Dragnea sta în genunchi în fața lui. Cred că asta se poate numi într-un fel medical. Asta e părerea mea. Să-mi fie iertată exprimarea, dar eu așa am văzut personajul de la televizor.